Filion Miruna. Miruna, cu media 9,67, premiul 1. Nu am desfăcut acest țiplă ca să dau un autograf, dar după ce îl citesc și dacă îți convine, dau și un autograf, da? Mult succes și să dea Domnul și la anul mai pe alte curi. Vine și mama acuși, da? Așa. Păi dacă pup, mă mai vede cineva, iar mă bagă la... Ai norocul meu, că-i lume multă. Doamne, am emoții așa de mari, că nici diploma nu ți-am dat-o. Premiul 1. La câteva dăm, am obținut derogare, pentru că așa e clasa a 5-a, clasă bună, și cu dirigintele, Balan, Ionel, Marcel sau cum l-o mai chema. Nici tine nu ți-am dat autograf. Te-aș pupa, dar după... Hai să te pup! În noroc, în așa, da? Succese! Succesul! O să ne corecteze. Cine să ne corecteze? Premiul 2. Simonca Giulia. Felicitări, domnișoare! Nu trebuie să fii supărată, că premiul 2 este un premiu care face cinste. Ei pe lângă premiul 1. Da. Giulia, tu ar trebui să fii foarte fericită, pentru că tu ai unde să mai crești ca și medii. Ei cu premiul 1 unde să ducă mai departe? Nu există. Premiul 1 la 10? Da. Premiul 3. Se acordă elevei Hristache Paula Elena, din satul Gura Crăiești, comuna Motoșeni, de origine din Țăboaia. Gărgăriți. Și avem și două mențiuni. Popa Maria Magdalena, că i-am constatat că făcusem o greșeală, domnșoară, ia de colea, să te duci în Italia și să poate așa să faci la standard unii. Da? Hai vină după de te pup. Bravo. Pleacă în Italia? Da, pleacă la părinți. La anul pleci la părinți. Și Popa Leonor Georgian. Bravo și ție, tinere. Hai să dăm mâna așa, dăm mână cu mână, cei cu inima română. Bravo, felicitări și mergi mai departe și tu pe cele mai înalte curi. Domnul Dintin, da. 2012 la clasa 6 au fost înscriși 24 de zi, au promovat 24, un colectiv de elevi, aș putea spune, omogen, cu putere de muncă, una mai mare decât asta. Dau microfon. Da. O să încep cu să le mai repede. Premiul întâi, că emoțiile sunt mari. Eu. Ia să vedem și ia premiul întâi. Sunt două fete care s-au clasat cu aceeași medie, 9,50. Au primit amândouă premiul întâi. Este vorba de Galiță Maria Mădălina, media 9,50. Cu aceeași medie, 9,50, Urjui Loredana. Se bagă și prima. Premiul 2, câteva susțin mai puțin. 9,34, Genes Claudia. Premiul 3, Ferlan Georgiana, 9,20. Să ajungă în 9,20. Ei, găsim un părinte, găsim... Da, da. Mențiunea, conjugarul Izabela, cu media 8,74.
Felicitări, Isabela! Tot mențiune e vorba de Scălătescu. Dar nu e dacă asta e Isabela. Ce spui? Deci, pe locul 7, media 8 și 14, Mihaila Emilia, Mazari Cătălin, 7,94, Medel cu Cosmin, 7,90, Mihoci Maria, 7,64 și Obotaru Denis, 7,54, Slatulat Alexandru, 7,44, Târzimanu Vinicu. 7-a, doamna profesor dirigente, Călin Cristina. La clasa a 7 au fost înscriși în anul școlar 2012-2013 20 de elevi. Au venit în timpul semestrului, în timpul anului școlar 1, la sfârșitul semestrului 21. Promovați 21. Se acordă premiul întâi pentru rezultatele bune la învățătură. Elevei Galiță Ramona Bianca. Familia Galiță se vede din anul primul. Felicitări și aș vrea și la anul să ai nu 9,68, ci 10. Pe locul al doilea s-au clasat doi elevi cu media 9,36, Neghina Andrei și Chiric Andrei Ionel. Felicitări și la anul 10, te rog frumos. Se poate, poți. Educație fizică. Felicitări. Ție la fel. Andrei, nu dai unul cu mine? Pe locul al treilea s-a clasat eleva Lichi Bianca Cătălina cu media 9,24. Să-i depășești. La o diferență foarte mică, se clasează pe locul al patrulea, pe locul al patrulea, mențiune, Galan Bianca Larisa. Se poate și mai mult. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Sunt prezent. Aș vrea să le dau câteva premii de excelență. Nu vorbesc aici de medii, nu vorbesc de catalog, nu este treaba mea. Eu vorbesc despre rezultatele lor în activitățile care le-au avut cu mine la ora de istorie. Și aș vrea să o felicit pe eleva Buganu, cojocarul Ștefania, pentru rezultatele deosebite și să ofer și un premiu din partea concursului. Ștefania, felicitări! Succes la examen! Mulțumesc! De asemenea, un premiu de excelență, cu felicitări și elevei, Cârlan. Cârlan Denis. Eleva Genes. Eleva Poghirca Andreea. Felicitări, Andreea, succes la examen. Îmi pare rău că nu este alături de noi și elevul Stupu Andrei Gabriel, un elev foarte, foarte, foarte bun și dânsul lui pregătit un premiu de excelență, dar vă doresc tuturor familiilor voastre numai sănătate, ca să poată să aibă grijă de voi. Voi să nu uitați că sunteți copii și trebuie să vă iubiți părinții
cu micile sau mai marile lor defecte. Pe părinți nu ne alegem, dar trebuie să avem grijă de ei, ca atât timp cât avem părinți, suntem copii. Când nu mai avem părinți, nu mai suntem copii și este mai rău. Aș vrea să felicit pe toți copiii care au luat premii, care au obținut rezultate deosebite la învățătură și să le doresc la anul să obțină rezultate și mai bune. Mult, mult succes! O vacanță plină de bucurii, să vă relaxați ca la începutul anului școlar să veniți cu noi forțe. Aș vrea să mulțumesc foștilor noștri elevi care sunt astăzi alături de noi și care cu ani în urmă au fost premiați în școli și ne-au făcut cinste ori de câte ori a fost nevoie la diferite concursuri, serbări sau alte activități extrașcolare. Gianina, Mihaela, Oana, Roxana. Să urmați exemplul lor, să ne faceți cinste și acolo unde o să mergeți, mai ales elevii clasei a 8-a, că ei pleacă acum, și să mai veniți la școală, să vă mai amintim de școală, de noi cadrele didactice și de ce nu, și de foștii voștri colegi mai mici. Clasa 8-a, mult succes la evaluarea care vă așteaptă pentru înscrierea în clasa a 9-a. Și ce să vă doresc? Să fiți foarte atenți că veți porni pe un nou drum, deosebit de cel de până acum. Ați fost tot timpul sub aripa protectoare a părinților, dar de acum veți fi puși în situația să mai luați singuri decizii. Fiți atenți ce decizii luați. Fiți atenți să nu cădeți în capcanele orașului sau altor anturaje. Vă doresc să luați viața ca atare. O să vedeți că o să aveți și urcușul și coborâșul, că asta este viața. Nu dezarmați, fiți puternici, chiar dacă veți fi altă dată trântiți, călcați-vă și cu noi forță începeți să munciți. V-aș dori să fiți ca un ghiocel care, cât este de plăcând, primăvara, în muscul zăpezii, face orice ca să-l deschidă floarea. Mult succes și mult noroc, că dacă n-ai și un gram de noroc, este greu, zic eu.